Potrivit unui proiect de ordonanță de urgență, obligația declarării, calculării, reținerii și plății contribuțiilor individuale de asigurări sociale și de asigurări pentru șomaj revine plătitorului devenit. Prin urmare, persoanele care sunt plătite prin astfel de contracte nu vor mai fi nevoite să depună declarații sau să plătească personal contribuțiile sociale. Ministrul Muncii, Ioan Botiș, a anunțat că decizia va intra în vigoare de luni, 13 septembrie. După publicarea ordonanței, cel care e plătitor va depune declarația și va face plan lunară. Cine e plătit din drepturi de autor nu va mai plăti contribuțiile deoarece acestea se opresc la bază. Guvernul pune astfel capăt cozilor și aglomerației de la ghișeile instituțiilor care se ocupă de administrarea fondurilor de șomaj, sănătate și de pensii, unde aproximativ 500 de mii de persoane care încasează venituri din drepturi de autor trebuiau să își plătească singure în fiecare lună contribuțiile sociale.